Cum vedeți meciul cu FCSB-ul? Puteți să-i bateți? Putem face orice. Orice putem face cu o singură condiție. Atitudine. Cu atitudine corectă și cu muncă și cu modestie și cu vernicie putem bate orice echipă. Am bătut CFR Cluj, am bătut șef și câștigătoarea cupei, câștigătoarea campionatului, am bătut echipe din play-off, n-am pierdut cu Steaua, am bătut Rapidul dimineața prânz seara anul trecut, anul ăsta și probabil o să-i mai batem. Și deci se poate. Dar pierdem cum eu venim. Asta ce-ți spune? Atitudine. De aceiași oameni sunt. Aceiași oameni rezolvă probleme cu echipe mai bune din punct de vedere valoric și aceiași oameni. Și atunci stau să mă întreb. Nu ajungem tot la ce spun eu și devin repetitiv acum. Atitudine. Deci puteți să bateți FCSB. Din putem să batem FCSB-ul cu atitudine. Fără doar și poate. Sperați la un meci mare alu Bauza? Știu că și de Bauza, poate vorbim prea mult de Bauza. Bauza este un tânăr talentat, dar e un pion într-o echipă. Adică și fără Bauza, ieri am jucat fără Bauza, de exemplu. S-am omis. Nu? Da, corect. Am jucat cu Rapidul, mi se pare, fără Achim. S-am învins. Am jucat fără Iancu și am învins, am dat mai multe goluri fără companie decât cu el. Deci nu există om de neînlocuit. Și n-aș tot da pe... poate și presiunea e prea mare. Bauza în sus, Bauza în sus. Dom'le, Bauza este unul din cei 11. Da. Și el trebuie să alerte, și el trebuie să te posedeze, și el trebuie să dea pase de gol, și el trebuie să dea gol. Și cu capul să dea, și cu stângul și cu drept. Și să alerge și 12 km. Companie nu joacă, înțeleg că aveți clauză, nu? Mâine. Da. Pardon, duminică. Nu joacă, nu? Da, poate să joace. Dacă o să plătească Gigi, o sumă de bani. Și care e suma? De ce nu l-ați întrebat tot pe patron ieri? Aie, acum, știți, lume, bănuiesc că asta nu e așa mare secret. Nu știu, se zice că vreo 100.000 de euro, din câte... Aha. A, deci deci așa e, dacă Gigi Becali plătește 100.000, poate să joace Companio? Păi da. Da. A, credeam că e o clauză că oricum ar fi, nu joacă. Bine, acum și Gigi, acum mai glumim, și Gigi dacă ar plăti 100 de mii ca să joace, Andreea tot la noi ar sta. Le dă și trei puncte. Da, le dă și trei puncte, da, da. 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 Deci ne-am trezit și cu niște bani și pe Andrei ar fi al 12-lea la noi. Așa. Nu-i rău. Asta nu-i rău. Și cu, nu, e foarte, foarte atașat și un caracter deosebit și e foarte atașat de clubul nostru și de oraș și a mulțumit și public. Cine? La Companio vă referiți, nu? Da, da, la Companio. Vorbiți de el ca și cum ar fi la Craiova încă. Încă se vorbește de el ca și cum ar fi la Craiova pentru că este... jucătorul din 52 de ani de fotbal și eu n-am văzut o asemenea ascensiune în viața mea. Să vii din San Marino acum 2 ani și în 2 ani să fii golgetorul unei țări ca România. De San Marino este un campionat, știu, asimilat Ligia 4 sau dacă nu a 5-a italiene. Hai da, acum ne bat și aia, stai liniștit, Marcel. Bun. Acum ne bate și San Marino acum. Aia nu-i chiar așa. Că ne pot pune probleme, da. Dar de bătut încă nu ne bat.